În orice caz, cred că pentru noi participarea la acest turneu este un lucru util și cred că e important la acest turneu să perfecționăm relațiile de joc și să privim cu optimism calificările care se apropie în septembrie. Puteți întâlni pe Rostov în grupele Champions League, vă doriți pe acest lucru? Ne dorim să ajungem să le întâlnim în Champions League prima dată. Prima dată avem jocurile de calificare de la Baia Mare. Trebuie să gândim pas cu pas, mai este până în grupele Champions League. Vă sperie rezultatul de aseară din Supercupa Danemarcii? 7 goluri, Rijsberg, Midtjylland. Fiecare meci are istoria lui. Sunt sigur că este o echipă foarte bună. Dar și noi nu suntem o echipă slabă și noi putem să facem jocuri bune și de ce nu să credem în șansa noastră. E o echipă de aici de la turneu care seamănă ca stil de joc cu Esbjerg? Sunt foarte multe. Cred eu că sunt echipe care joacă foarte repede, așa joacă și Rostov foarte repede, cu echipe cu experiență foarte mare, campioane Europei. Deci, efectiv, pentru noi, cred că sunt niște jocuri utile în perspectiva turneului de calificare. Puteți recupera cele trei mari absente ale echipei până la turneul de calificare? Ne sperăm și cred că câteva dintre ele vor intra. În orice caz, va trebui să ne concentrăm pe ce jucătoare avem valide. Aveți o victorie de moral în fața CSM-ului în Supercupă. Gândiți altfel acum campionatul după această victorie din debutul campionatului? Este un meci care noi l-am considerat un joc de pregătire. Campionatul este lung și cred că nu este normal să gândim. Ele au o echipă foarte bună și bineînțeles cred că la forma de moment și oricum datele probleme cred că vor fi altele în sezonul regulat. Ce poate avea HMU în plus în acest sezon față de sezonul trecut? Ce simțiți? Ce credeți că puteți să aduceți nou la echipă? Nu, eu în primul rând cred că o coeziune de grup și să încercăm să jucăm mai repede decât anul trecut. Faptul că au venit mai multe românce și aveți o echipă cu foarte multe românce va conta? Nu, trebuie să avem încredere în toate jucătoarele, nu trebuie să facem deosebire că avem jucătoare românce, că avem jucătoare străine la echipă. Sunt toate jucătoarele noastre și să ne concentrăm ca ele să facă cel mai bun handbal pe care pot să-l dea pentru echipa noastră. Mulțumesc! Bună ziua, ne aflăm la sala polivalentă din București, unde în perioada 20-23 august are loc un turneu de handbal foarte important și foarte competitiv. La competiția de la sala polivalentă se află echipe deosebit de puternice, fiind cel mai important turneu de pregătire al verii. Printre ele se numără HCM Baia Mare, CSM București și Corona Brașov, cele mai importante trei formații de handbal din țara noastră, dar și Buduș-Nospot-Gorița, deținătoarea Ligii Campionilor, Vardar Skopje, deținătoarea locului 3 în ultimele două ediții ale Ligii Campionilor, dar și campioana Rusiei Rostov pe Don. În prima zi a competiției Rostov pe Don a fost învinsă de către Buduș-Nospot-Gorița cu scorul de 26-23 în grupa A, iar în grupa B Corona Brașov a fost foarte aproape să furnizeze o surpriză, fiind foarte aproape să învingă Vardar Skopje. În cele din urmă, Vardar Skopje a învins cu 27-26, luând o opțiune foarte serioasă pentru a câștiga grupa. În acest moment este în desfășurare meciul HCM Baia Mare Rostov pe Don, scorul fiind 14-15 pentru Rusoaice. A transmis pentru Total Media News Andrei Duță.